Doamne și domnule, bine v-am regăsit. Te gândesc la un cântec. Și era cu țara noastră, e țara noastră. Continuarea trebuie să fie așa. Proasta noastră e cea mai proastă. Bună seara. Știi că zicea Napoleon în politică, prostia nu e han un handicap. Și toată lumea au crezut că glumește. Și acum ne dăm seama că la noi, pentru că nu e handicapată. În politica românească este o certificare publică prostia. Mai zicea Cioran la un moment dat? Zicea Cioran la un moment dat că prostia e o suferință nedureroasă a inteligenței. Mă uitam așa la dăncilă și îmi dau seama că nu-o doare nimic. E nedureroasă, tată. Să faci gafele pe care le făcuia în ultima vreme. Și aici nu mai vorbim de. Deci zicea că e conferința celor trei meri. Pentru ea mare, înseamnă că are pluralul meri. Sau că e Aici vorbim de chestiuni care țin de politică externă, de imaginea României, a ta, a mea, a lui maică, a, mea, a lui taică, a, mea, a lui ta, a lui fiul tău. Mă, te îngrozești totuși. Eu mă întreb, de unde o găsit -o ăștia totuși atât de limitată pe femeia asta? Bă, trebuie să cauți. Eu sunt convins că dacă mergi în satul tău, dacă mergi în blocul tău, în cartierul tău și cauți un om atât de limitat, atât de prost, eu nu cred că tu găsești foarte ușor un astfel de om. Pur și simplu, asta e un fel de monument istoric. Și este la Institutul Medico Legal din București, scula Luterente, Madularul Luterente o vrut ăștia, după vreo 70 de ani să-l de să-l mai cause pe acolo și-o dat seama că era umplut cu vată. PSD-ul este așa. O chestie mare, mare, mare care nu are nicio forță. Singura forță e pomana, adică s-o arete. Și în vremea când s-o aflat de mădularul la Luterente, îl mai mare din istoria mădularilor românești, o grămadă de cocoane de asta semi-intelectuale se hlizeau. Ia o sfată să mergem și noi, 22 de centimetri, fi 24. E... Asta a ajuns guvernarea PSD-ului. Adică nu, mai poți, nu te mai poți enerva, trebuie să fii deja curios cum pot evalua cum pot evolua tumorile astea ideologice. Adică niciodată în istoria României, și o presupun că în istoria Europei, țărilor din Uniunea Europeană, n-a fost la putere un om mai limitat intelectual decât doamna asta de traforaș, Peorica Dăncilă, Vasilica sau. Niciodată. Gândește că o veni Juncker, președintele Comisiei Europene, un fel de președinte al Europei. Bine, și asta atât ai delimitată, nici măcar nu-l până la aeroport. Era fixat o întâlnire cerută de ea, Întârzie asta 14 minute, omul pleacă. Astăzi, o să vezi imediat, da? O făcut anchetă, ci că note explicative de la aeroport până la serviciu protocol, până la SPP, până la tăs, tă tă să vadă oare de ce o a de ea. E ca un copil de la răzgriat, fiu de miliardar, de-a de la euro, care după ce a trei la română, 4 la matematică, 2 la chimie, 5 la biologie, 1 la educație fizică, face comisie disciplinară cu toți profesorii să vadă domnule, de ce ați dat copilului meu notele astea? Nu se poate totuși. Adică și ălora de la, de la guvern le-a fost jenă să dea heheheurile Așa face asta, hehehe. Da? Când s-a întâlnit Veorica cu Juncker. În loc să, să zică, bă, nu scuze, că mai măcar să-i zică la domnule, nu știu, să zică ceva. Sau să zică, uite mă, fost nouă șef de stat, a fost președintele Comisiei Europene. Am avut la București o întâlnire care au pus oasele la loc cât de cât în Uniunea Europeană și în strategiile ei de economie, de energie, de ce vrei tu, de filozofie integratoare, dacă vrei. Vine și zice, fii atent acolo. Imediat pe ecran. Dom'le, a fost o întâlnire politizată și organizatorii n-au invitat toate părțile. Fată, dacă te invitau pe tine, pentru că ne dădeau e afară din Uniunea Europeană. Să vorbești că a fost o întâlnire politizată. Evident că a fost politizată. Pentru că se vorbește acolo despre politică economică, politică politică, politică integratoare. Au fost nouă șefi de stat. Au fost trei președinți de parlamente, au fost președintele Comisiei Europene, ministrul de externe din Germania, nici cu nu s au mai întâlnit, i-au contramandat. Au fost ministrul sau secretarul de stat, cum vrei să-i zici, energiei din Statele Unite, adică acolo au fost o chestie zoftoșă, care chiar s-au pus niște, niște strategii la cale. Și zice, vine și jignește, îți dai seama, pe toți, domnule, au fost politizată că pe mine nu m au chemat. Guvernul ce-o dat după aia, pe pagina de web. Da? Eu cred că de rușine nu au mai dat discursul. Bă, o dat întâlnirea pe Mut, exact cum ai face tu acum la știri, pof, fără sonortată. uită te cum era îmbrăcată. Bă. Adică, păi bă, nu mergea așa mare la nuntă. Îi mai lipseau un buchet de flori, oare nu are telefonul în mână, când era la te poze numai cu telefonul era în mână, tată. Bă, undeva trebuie să ne oprim. Undeva trebuie să ne oprim. Pentru că, dincolo de faptul că râdem de ei, ăștia sunt extrem de periculoși. Cu ce au început acum, în grup Formedia media, văd, pun tunurile pe televiziunile care mai îndrăznesc să-l critique pe Dragnea. La un moment dat, uite, ăsta e băiatul ăla din Cunedoara. E importantă chestia. Deci, o da dispoziție, dacă dai un pic mai, mai jos, da? președintele ăsta, Laurențiu Nistor, o circulară, iată, dă-i, dă, mai jos, da? Minim 100 de semnături, toată lumea, și dacă se uită la televizor, și dacă nu se uită, să sancționăm anumite posturi de televiziune, cum ar fi Realitate TV și, de exemplu, Rareș Bogdan. Adică, țintit, nu contează că te-ai uitat și îți place sau te-ai uitat și nu-ți place. Băi, 100 de semnături, repede! Să-i în lui ăla. Gândiți-vă că ăștia sunt extrem de periculoși. Mâine poate să strângă 100 de semnături împotriva patronului tău. Tu lucrezi la o brutărie și patronul tău acceptă să pună pe brutărie aia un afiș cu PNL-ul sau cu USR-ul sau cu altcineva. UDMR-ul, altcineva decât PSD-ul. Poate strângă și 100 de semnături să-ți facă Plângere la protecția consumatorului. Domnule, pita a fost prea caldă, nu a fost așa cum trebuia, era orientată spre nord-vest și te ras. De aia sunt foarte periculoși, pentru că ei nu au senzor etic. Socialismul, în general, este o ideologie fără senzor etic. Are, în aparență, senzorul ăla că ia de la bogat și împarte la săraci. Dar când faci chestia asta, trebuie să o faci după decenii de educație. Să mă înveți pe mine bogatul, că merită să dau săracului și pe sărac să-l înveți că nu se poate să primești totul pe gratis. Măi, nu știi să faci nimic. Ia mătură și mătură frunzele din parcuri. Fă ceva pentru banii Să știi că în Ardeal, chestiunea asta s-a știut mereu. Când veneau cercetorii în piața mare a Sibiului și era guvernator Bruchental, îi punea ca să cosască prin aer. Dați cu coasa, cosâți aerul. De ce? Dacă tot cereți de pomană, trebuie să fiți obosiți. Nu puteți cere pe gratis, numai că dă și mie salut român. Nu există dă și mie. Există, uite, am făcut asta, că am cosit aerul, că am făcut un covor la război, am făcut ceva pentru băieții ăștia. Ori, în momentul în care vin ăștia și pun tunurile, cel mai corect comentariu este la Daniel Mihiș. Ciuma Roșie, filiala Hunedoara, a început să adune semnături pentru interzicerea televiziunilor care îl atacă pe ciumatul dublu penal. Vă sună cunoscut. Verificați câți jurnaliști au fost asasinați și închiți în ultimul deceniu în Rusia și Turcia. Asta este Căcâna Autocrație 2018. Și aici e o chestie. Eu am scris în Newsweek, săptămâna asta, la finalul săptămânii trecute, editorial. Atenție la PSD care are ADN de Teleormană. Degeaba, vai că să vezi că e cer ăștia să facă cexul ăla, ședința aia mare. În PSD-ul din Transilvania sunt o grămadă de slugi, prea plecate. Oamenii ăștia, mulți dintre ei, sunt la primul lor loc de muncă. Gândește că până acum o sta ba prin facultăți, ba, e servis-o. Știi cum se de al, vai de capul lor. Dintr-o dată s-o trezit, 5.000 de euro, tată, și mă duc două, trei cu avionul, gratis, la serviciu. Și după aviu mă mai duc pe la o, cum e, ce, la o tână de aia, la o ziua satului, mă mai duc pe la ziua recoltei, mă mai duc nu știu unde, 5.000 de euro pe lună. Bă, tată, bă, cine îți mai dă ție 5.000 de euro pe lună pentru două, de lucru pe săptămână? Nimeni. Ăștia când vor ajunge la București, vor tremura lângă tovarășul Dragnea și vor vota la fiecare clipire a tovarășului Dragnea. Mulți s-au simțit jeniți, domnule, dar de ce zici de PSD din adeal? Pentru că asta e realitatea. Să nu credeți că mai există vremurile alea când Rus se răstea la Ion Iliescu și zicea nu știu ce și-a stalinistă. S au dus vremurile alea, băieți. Acum așa au plantat în teritoriu slugile perfecte. Îs patru filiale în Moldova, Botoșaniu, Bacău, <coughs> încă vreo două, care au zis, trup și suflet să susținem pe Draghi. Degeaba face acum partid. Pentru că partidul ăsta nu mai este partid. Ăsta este, cum să zic eu, un furuncul imens. Era, zic pe curu țării, pe trupul țării. Da? Uite-te ce au știut să facă. Cu Ministerul Educației. Au venit Societatea de Științe Istorice și-au luat manualul ăla de clasa 6. Și au bă băieți, l-ați făcut cu picioarele. Nu se poate să faci un astfel de manual pentru niște copii din clasa 6 -a, care atunci încep să audă despre istorie, tată. Nu se poate. Și domnul ministru este în funcție, așteaptă să fie schimbat, că am înțeles că încet, încet ar schimba-o și pe dăncilă cumva, dar să nu facă mare val. Ăștia care îl contestă pe Dragnea ar vrea o pe dăncilă președintele PSD ar fi beton. bă, ne-am căcat pe noi de râs. Dacă ar fi asta președintele PSD. Eu l-aș pune pe Dragnea Premier. Cu condiția să nu poată da ordonanțe de la să scape de pușcărie. Adică, bă, dacă e vorba să râdem. Măcar să râdem, tătucă. Adică nu ne te atât. Uite aici. În timp ce tot ce înseamnă manual de istorie de clasa 6 este greșit, Locuitorii din Old vor decide dacă se schimbă numele județului. Și aici sunt două chestii. Referendum pe 7 octombrie, l-au făcut pe două zile să fie siguri pe lumea este de la biserică și o să vorbească popii acolo, tată, numai de homosexuali de lesbiene, deși câțiva dintre ei parcă și-ar fi făcut vreun tușeu anal. Da? V-ați văzut el pe, pe filmările alea? Și, doi, păi, e o întrebare. Păi dacă locuitorii județului Olt ies la referendum să, schimbe numele în romanați, așa cum este normal. Județul ăla are o anumită tradiție, Olt nu înseamnă mare lucru, Olt s-a pus din legea 2 din 68. Mă, noi de ce n avem dreptul să cerem existența a regiunii Transilvania? Bucovina să ceară existența a regiunii Bucovina. Adică, în la urmă, eu, Sabin German, trăiesc în cea mai cunoscută regiune de pe glob, Transilvania. Că au fost filmele cu vampiri de la Hollywood, că au fost uh, Bram Stoker, că au fost, nu știu ce, nebunii, Prințul Charles. Băi, eu trăiesc în cea mai cunoscută regiune de pe glob, Transilvania, care pentru statul român nu mai există. Pur și simplu nu mai există. I-au făcut praf Consiliul Dirigent al Umaniu, au șters de pe hartă Transilvania. N-au reușit să-ți șteagă de pe hartă, Budapesta. Viena. Imperiul Otoman. N-au șters niciuna Transilvania de pe hartă. Au șters-o românașii noștri, veniți cu flori peste carpați ca să ne facă ceva pe fraț. Bă, băiatule, tu ce -mi ceri mie? Bun, ne-am unit în 918. Și tu ce-mi ceri? Să nu mai reprezint nimic, locurile mele natale să nu mai reprezinte nimic, Adică, de ce? Că tu cine ești, mânc cu sufletul tău de sultan? Vorba este așa. Sistemul în România este total greșit. Nu ai dreptul la nici o identitate în afară de a de român. Ori identitatea de român, fără identitate de ardelean, de moldovean, de bucovinian, de bănățan, de oltean, de dobrogean, de bucureștean dacă vrei, de muntean, nu înseamnă nimic. Înțelegi? Pentru că nu-ți poți face numai acoperișul acasă. Ai nevoie de pereți și ai nevoie de temelie. Ai nevoie de tradiții. Cine îți duce tradițiile mai departe? Tovarășul ministru. Veci. Nicac, da. Tovarășul ministru eventual duce servieta primului ministru. Primul ministru, în cazul nostru de astăzi, duce servieta președintului de partid. Despre asta este vorba în România, tată. Vin bă, cu un tupeu, nu s-o mai pomenit. Ai văzut în 10 august? Eu au făcut praf pe oamenii așa, cu copii, cu bătrâni, cu femei, nu conta nimic. Femei gravide. Eu gaza pe tăți. Astăzi vine Carmen Dan și ea la mișto pe deputații din Comisia pentru Drepturile Omului. Nici măcar nu a răspuns la, la, întrebări. Și zice doamna secretară din Videle. Doamne, nu vă cunoașteți competențele, mâncați ești? Dar tu, copilă, tu. tu ce competențe ai mâncu sufletul tău? Că tu în afară de tampilat și făcut cafele la director, ai făcut ceva vreodată? Erai secretar a școlii din Videle și acum tu e șefa serviciilor secrete, șefa poliției, șefa criminalisticii, șefa jandarmilor, șefa tuturor boctărilor din țara asta. Adică nu se pare că s-o sui în copac cu copilă. Că mă gândesc că nu ți -s moale. s ai descoperit microfonul în priză sau un în... ce au fost la pe acolo prin priza ta? Și soarele, dacă Poate era microfonul lui drag în priza ta. Ia vă unul de altul acum. Nu? Nu, no, ați-o montat careva um, un microfon în priză, că așa ai zis. Nu? Și vii acum să ne spui ce? Că noi suntem de vină? Că noi suntem întălăii de serviciu? Și ce nu mai făcut așa, fătucă? Dar nu uita că pușcăria e și pentru muieri. Erdogan, cu tupeu maxim, asta e de pe ziarul financiar, culmea puterii absolute. Președintele Erdogan a aprobat nominalizarea propusă de Erdogan a lui Erdogan în funcția de președinte al Fondului Suveran al Turciei. Vă sună cunoscut chestia asta cu Fondul Suveran? De investiții al lui Dragnea? Vă sună cunoscut faptul că la ASF, mi se pare, cu vreo 3500 de euro pe lună lucră fostul gazetar, dar nu asta e calitatea, ci fostul soț al Olguța Vasilescu? 3500 de euro pe lună, tată. Curt. Nu? Că vorbim despre cetate. Uite aici, îmi zice Simo, potrivit documentului, referendumul va costa 163,7 milioane lei. 400 de milioane de euro. Întrebarea de pe buletinele de vot va fi, sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament? Alegătorii vor putea răspunde cu da sau nu. Mie nu vine să cred normal, care -i lege? Hai să-i răspund la Simo. Sunt tâmpiți. Așa. Tâmpiți. Sunt tâmpiți pentru că ei nu mai au altă șansă decât să meargă înainte prostiile lor. În momentul în care ei încetează cu prostiile, ei intră la pușcărie. Că așa se întâmplă cu ăștia care cred că sunt stăpânii țării. O venit aia și au făcut mișto de oameni, secretarea aia de la Videle, da? cu 10 august. Și vine și slugărel, Tudorel sau cum îl cheamă pe ăsta, zice ziare.ro, încercări repetate ca să blocheze dosarul 10 august prin intermediul inspecției judiciare. Adică și smută dulăii de la inspecția judiciară, pe care i-au pus acolo pe criterii numai de el știute, împotriva procurorilor care până la urmă vor să știe. Bă, ai făcut bine sau ai făcut rău? De ce 700 sau 800 de oameni s-au prezentat? De ce, hai să vedem, omurit murit omul ăla în Teleorman? De ce ieri a mai murit încă un om? Înțelegeți? Ieri a mai murit încă un om la 58 de ani după ce a fost la 10 august. Eu aș vrea să știu dacă omul ăla a murit din cauza gazelor inhalate brusc, așa, fără mari probleme. În 10 august era la demonstrație și striga și el muie PSD, cum strigă orice om normal în țara asta. Da? De ce a murit? Sau să vedem câte forme de cancer, câte cazuri de cancer mai apar după gazarea asta a jandarmilor. Român, tată, români adevărat. Un român adevărat, între ghinimele, pune chestia, e la care o trage altui român. Asta am ajuns. Și vorbesc ăștia de unitate națională. Hai bă să fim serioși, bă. Voi nu aveți nici unitate în gașca voastră, bă, de socialiști. Idioți. De gașcă de hoți. O venit, ai văzut că ieri am văzut știre cu uh, Bădălău a propus ziua dăruirii. Zi de sărbătoare. Uh, ziua dăruirii e că trebuie să dăruiești. Trebuie să... Bădălău este ăla bă, care l-a băgat Ceaușescu la pușcărie, bă, cu o de greu. Înainte de 89 când o aușesc cu 70 de ani, eu dat drumul după vreo două luni, că o vin grațierea. Adică tu care ai dat cu jula, ai furat, vii să-mi spui despre dăruire? Bă, azi mâine o să vină violatorii și o să taie panglica la maternități. Despre ce vorbim aici? Nu se poate chiar în halul ăsta să mă scui prin gură. Tu, partidul, lupește prăjit. Pesedeaua lupește prăjit. Pentru că Atâta vreme cât ăștia vor fi la putere, vor face tot posibilul, tată. Vor face tot posibilul să țină puterea ca pe un breloc la cheie. La cheia de la merțanul ăla cu nou no Înțelegi? Pentru că ei, pentru ei puterea e o chestiune de ordin personal. Am sau n am putere. Nu dăruiesc putere, nu împart putere, nu fac puterea un bun public. Nu, eu să am putere. De ce? Să o pun de exemplu pe secretarea aia de la videle să o pun eu acolo, să o văd, mă, ministru de interne, mă, și când îi dau un SMS, tu copilă, vezi de aia să se execute. Mă, și să mai ia o tută, da, tută adevărată, concurs de tute, dacă s-ar face în lumea asta, nu cred că n-ar câștiga dâncină, da? Care are probleme cu limba maternă, probleme grave, are probleme cu orientarea în univers, tată. că asta, eu mă întreb cum merge pe stradă, mă, cum a ajuns la Bruxelles. Eu cred că o lega careva, o năfrămuță de aia, știi, cu un lega buna. Când la grădiniță, îți dă de 50 de bani să-ți cumperi un cor ce ți lega, năfrămuță. Eu cred că așa au ajuns să ai la Bisel. Astăzi, conduc o țară, băieții ăștia. Toate jafurile astea în lege, toate au corespondent în realitate, tată. Pentru că tu vezi că nimeni nu mai vorbește despre autostrăzi. Nimeni nu mai vorbește despre corupție. Nimeni nu mai vorbește despre investiții în spitale sau școli. se arată, eu am văzut pe ziar de Cluj, Emanuel Ungureanu. Jaf generalizat în sistemul sanitar și dă și cauza. Col că e același grup de indivizi care se protejează reciproc ca să-și acopere neregulile și fraudele. Adică s poate dat toată cauza. Asta e continuitatea poporului român. Sigur, pune-o între ghilimele continuitatea hoților din fruntea sistemului. Vine partidul cu tare. nicio problemă, ne înscriem în partidul cu tare. A, trebuie să cotizezi și acolo, cotizezi și acolo, tată. O ajuns și în Cluj în sfârșit, cu iarăși în ghilimele, parandărătul. Noi n-am știut de parandărăt, ce e parandărăt, tată? După am fac un fel de ciubuc, dacă îți dau 100 de lei, supraestimat, îmi dai 10 înapoi. Bă, până acum, 3, 4, 5 ani, nu exista cuvântul ăsta. Șpagă exista, ca să fim foarte înțelegi. În limba noastră, în Ardeal sau în Bucovina, cum ziceau bucovinenii, bă, parandărăt nu a existat niciodată. Exista șpagă, ciubu, peșcheș, dracu, să le ia pe toate chestiile astea. Niciodată. Ori, aici deja trăim într-o țară de desene animate, Când zic de desene animate, trebuie să vezi numai la intrarea în parcul Cismi. E un fel de Disney Park Atat. Adică, imediat o să vezi poza acolo, că, vin asta de la Bacău sau de unde soare, fi Gabriela Firea, să și au început să-și pună ștergare pe păre stată cu Vorba lui Mircea Marian, bă, bine că n-au pus, bine că n-au pus răpirea din serai. Uite acolo, primăria la capitală. Dă-i tătuc acolo cu tricolorul, hi să meargă. Uite-te, uite-te cum arată, bă. Adică, bă, chestia de asta istorică, un centenar trebuie să-și aibă decența lui. Adică, eu mă aștept de centenar să vină cineva să spună, bă, băieți, care sunt următoarele. Unde facem următorii 3000 de kilometri de autostradă? Unde facem uh, următoarele 15 spitale, uh, următoarele 24 de școli? Unde le construim? Uh, cum facem să punem sistemul de educație, de exemplu, la nivelul sau cel puțin la media din Uniunea Europeană? Nu aducem niște consultanți din Germania pentru școli profesionale, că acolo 70% dintre copiii de clasa 9 pleacă la școli profesionale, nu la liceu. De ce? Că unde să lucreze, tată. Te duci la Mercedes, te duci la Audi, te duci în orice industrie în Germania și zici, bă, asta am învățat să fac trăiesc bine. Noi le-am desfințat încearcă să dai un telefon să vezi dacă găsești un faianțor sau un zugrav. Știu că să spună toți, a, a, plecat în Spania de 10 ani. Nu, domnule, dar numai dacă apelați la firmă, că e în Italia. Toți s au plecat, pentru că economia noastră a fost o economie de nași și dăm. Noi n-am început revoluția ca polonezii, tată. Polonezii au venit, țimite minte că au venit Balceroviți, am citit despre asta, nu l-am văzut la televizor, că venit în 16 decembrie 1989 și l-am la polonez. Domnilor, începând de la 1 ianuarie 1990, Polonia va trece de la comunism la capitalism. Să știți că va fi greu. Se vor pierde, am estimat noi, un milion de locuri de muncă. Vom câștiga în alte domenii. A, toți nebunii polonezii, Fua, au fost terapia de șoc. Cum? Un milion de locuri de muncă. 2 ani de zile s-au pierdut un milion de locuri de muncă, dar, dar s-au câștigat în celelalte domenii un milion șase sute de mii de muncă. Noi, cum am început după Revoluție, ce terapie de șoctată? Două, trei mineria de să știm cine șeful și suc de la turcoaz la dozator. Asos la liber, banane la liber, redeveu, suică de la de pufoică. Deci noi am încătat revoluția și am început nunta. Să-mi dea statul. Cum să-ți dea statul? Să-mi dea statul mâncu cu sufletul, că noi acum suntem liberi, democrație. Da? Dincolo s-a făcut altceva. Muncește. de a Polonia are 3000 de kilometri de autostradă și nu a avut niciun kilometru de autostradă înainte de 89. Era o mică centură la Varșovia. Atât. Noi nu avem de a ungurii fac 150 de kilometri de autostradă pe an, cam cât am făcut noi în 10 ani. Da? De aia croații și-au străbătut munții, i-au tăiat și-au făcut autostrăzi, de aia albanezii, mă. Albanezii de la est la vest au o autostradă impecabilă. Du-te în Albania și o să vezi turism cum nu vezi la noi. Îți de 10 ori mai atenți, nu-i bag maneaua, dă acolo să știi că o vin la mare și pleacă cu ficatul ferfeniță. Du-te la Munte Negreni. du-te unde vrei tu în jurul nostru, la Bulgar, du-te și să vezi că toți sunt deasupra noastră. De ce? Pentru că noi am luat, le punem în frunte pe ei mai proști care au rămas pe pământul ăsta. Rebuturile pe care Dumnezeu le-a făcut la plictiseală că se grebește să, să închide la. să le dea stingerea, toate astea le-am băgat noi, hi să meargă în fruntea unei țări care nici măcar nu-și mai merită istoria ta. Țara asta, astăzi, are o singură șansă, după părerea mea, să dea faliment. Ce fel de faliment? Paliment reparatoriu. Adică ce facem noi astăzi? Ne pișăm în chiuveta de la bucătărie. Dormim în baie. Facem de mâncare în dormitor. Nu merge. Spaliment, aerastot și reconstruiești. Băieți, aici este baia. Aici facem pipi și aici facem caca și ne spălăm pe dinți. Și Din încoace este dormitorul. Aici dormim și facem copii. Aici este bucătăria. Nu ne mai pișăm în cuveta. Nu, nu, că am dat faliment ca să reconstruim. Aici gătim, aici mâncăm. Vingul. o, oh, păi stai un pic. La living nu scriem pe păreți, că nu-i birou. Ving, ne odihnim și vorbim cu familia despre ce a fost la școală. Înțelegi? De asta falimentul, reparatoriu, este singura soluție. Altfel, o să o tragem, o să o topeticim. Ce mă rămân după ăștia, după PSD-știi ăștia, cu legea pensiilor, făcută pe bani împrumut în împrumutate, când n-am luat împrumut în toată criza. După toate măgăriile făcute în justiție, noi nu o să ne revenim nici în 20 de ani. O să spun de ce nu ne revenim în 20 de ani. 20 de ani durează o generație. Ce comentariu am? A, Elisoro. Am înțeles că Partidul Bănățenilor a depus toate documentele pentru a funcționa. Domnule Gherma, merităm și un partid de la Ardelenilor. Elisoro, Partidul Bănățenilor, făcut de tot de un german, Radomir German, e o treabă bună. Partidul Banat. Înregistrat am înțeles. Probabil că colo istoria, mai trebuie să înțelegem un singur lucru. Faci un partid de Ardeleni, va trebui să-ți iei ardealul înapoi. Și să-l pui la locul ei, la locul lui, acolo unde merită adică în Uniunea Europeană și în NATO. De ce zic Uniunea Europeană și NATO și alte? Pentru că la ce ne duc ăștia? Calea aleasă de nebunii ăștia, de prin Teleorman, o cale spre Eu sper că într-o zi cuvântul ăsta autonom să iasă din dicționarul tabu, să înțeleagă fiecare, înseamnă autogospodărire. Exact așa cum -i. iarba din curte auzi, face ca să facă roade fără să vină nu știu care a datat să fie iarba așa și ru așa. Eu cred că într-o zi va fi. Eu foarte multe nu pot să vorbesc deocamdată despre ardele. Partii de la ardele. Știți foarte bine am încercat să le leg. Mi l-a scos în afara legii. După am mai încercat odată. O să fie. V-am pupat. Dacă vedeți cum vrea vreun ăsta din gașca lui Dragnea, știți un banc cu dă. Așa, he, -he, -he.